Potrivit meteorologilor, în următoarele trei zile se vor înregistra furtuni, temperaturi scăzute, iar atmosfera se va modifica radical. Cu toate acestea, ANM anunță că se va încălzi din nou la mijlocul săptămânii viitoare. Chiar dacă vom avea parte de temperaturi mai reci și schimbări radicale de vreme, canicula se va întoarce spre mijlocul săptămânii viitoare. Potrivit meteorologilor, în partea de sud a țării, în Muntenia și în sudul litoralului, vor fi ploi de vară, însă nu sunt anunțate furtuni sau grindină. Trecem printr-o perioadă în care mai avem parte și de ploi și de temperaturi ceva mai scăzute. Nu mai avem caniculă duminică. Sunt ceva averse prin partea de sud a țării, prin Muntenia și chiar prin sudul litoralului, dar sunt mai mult ploi de vară, fără furtuni puternice sau grindină. În următoarele două zile ne așteaptă în continuare episoade cu ploaie undeva luni spre marți în partea de nord a țării, iar pe parcursul zilei de marți aceste ploi se mută și în partea de sud și probabil inclusiv în capitală. De asemenea, acesta a mai anunțat că începând din primele zile ale săptămânii viitoare, valorile termice vor fi rezonabile, având maxime de 25 de grade Celsius. De asemenea, weekendul viitor, canicula își face din nou simțită prezența în toată țara. Vom ajunge către weekend la valori de 35-37 de grade Celsius și poate debuta un nou val de caniculă, dar care nu pare deosebit de intens în acest moment. Relatează click.ro